La ce trebuie să iei festivalurile astea? Pentru mine, festivalurile sunt acea rară ocazie pe an de a mă atinge de cei mai frumoși oameni și a-i vedea la față și a mă convinge. Bine, unii oameni poate se demoralizează după eșecuri și cred, nu mai cred în ei, dar în mine, din potrivă, se declanșează. Eu, totuși, nu urc singură pe baricade și nici nu m-aș fi implicat anul trecut dacă nu aș fi fost invitată. Eu, sincer, eu mă mir de oamenii care spun s-o dus, vin aici, trăiește aici sau... Voi nu înțelegeți că asta e transfer de creiere. Oamenii se duc, învață și unii dintre ei chiar revin acasă. Rădăcinile rupte, foarte tare dor de departe. Rădăcinile rupte sângerează în fiecare zi. Eu aș vrea să cred că nu mai vin au surprize. Și pentru că eu mă țin minte pe mine. Diversă. E greu de vorbit despre o relație de 12 ani, ca despre o relație ca să fie proaspătă. Eu aș fi fericită să revin acasă. A fost doamna ex-ministru, care a fost o trecătoare prin acel minister într-o perioadă extrem de dificilă, în care ni s-au tot comunicat morții. La ce te referi? La doamna Dumbrăveanu, în perioada când a administrat dânsa pandemia. Și doamna Nemerenco a continuat în același stil. Și orice critică adusă a fost greu penalizată de drujii din echipă. Da, în ultima vreme s-a mai schimbat situația. Dacă zici tu. Ce-i drept, pe la vreo două din noapte poți să vezi așa un mesaj de la doamna Nemerenco. Omul ăsta doarme, știi? Bine, poate nu două, unu, dar de astea... Eu nu cred că un ministru trebuie să comunice la ora 1 dimineața. Există oarecare etichetă. Orar de muncă omului. Dar nici mail-urile, apropo, la 3 dimineața tot nu-s chiar nu, profi de expediat. Și trebuie să avem bun simț. Nu am vrut să criticăm guvernarea. De ce n-am vrut? Da, pentru că suntem wonderful woman și am vrut să vorbim doar despre chestii frumoase. Tu mai simt că perpetuiezi niște stereotipuri, amuia. Nu, categoric. Eu nu consider exprimarea unei atitudini față de un fenomen sau altul, că e legat de Dodon sau de Maia Sandu, am criticat guvernarea. Să nu să se supere prietenii. Dar n-am nevoie pe nimeni să nu supăr. Dacă sunt lucruri cu care rezonez, în care cred că am niște competențe care ar putea schimba focusul, obiectivul, atitudinea, eu mă exprim. Dacă nu am, ascult de alții ce spun și îmi formez propria opinie. Nu mă lamentez dacă asta e văzut drept o critică. Și care e problema? Noi ne criticăm în casă unii pe alții. Noi ne criticăm între prieteni. Dar cum accepți critica tu? Depinde care. Nu constructivă. Foarte bine, foarte bine, cu dragoste, cu recunoștință. Mulțumesc oamenilor pentru asta. Ei pe mine mă ajută să cresc. Nu-ți super. Nu. În general, ești supărăcioasă? Nu. Nu, eu sunt tare, tare zen. Chiar nu te enervezi deloc? Cum nu mă enervez? Supărăcios și enervez sunt lucruri diferite. Depinde în ce stare se întâmplă fenomenul X sau Y. Dar dacă omul zice, uite, tu ai făcut chestia asta prost. Se putea să fie făcut mai bine așa. Eu zic, mulțumesc, am notat. Dar dacă ești o proastă, ești o profitoare, ești o nu știu care, și fel de critică asta. Asta sunt atacuri la niște calități personale. Asta nu este atac la ceea ce eu pot să schimb. Și în general, eu cred numai în critică constructivă. Și restul sunt doar frustrări. Frustrarea unde eu simt doar eu realmente compătimesc cu oamenii care simt nevoia în felul acesta să-și rezolve problemele mentale. Eu ieri am postat pe Facebook un mesaj în care am zis că trăim prost pentru că media încă mai... Am văzut, apropo, bun mesaj. Bagă știri de breaking news despre influențeri care și-au înțărcat copilul. Dar de ce n-ai dat copilul? Tag? Pentru că n-ai vrut să fii foarte personal mesajul? Nu. Pentru că n-am vrut să motivez oamenii să meargă să caute știrea. Nu mai fi și motivat, persoana. Dar aș fi vrut să știu la cine te adresez, mai ales dacă ai fi Petru făcut Scălețchi foarte repede, a depistat... Petru mult nu-i trebuie. Da. Ce vreau să zic este că noi trebuie să tăguim, dar trebuie să o facem într-o manieră în care nu vrem să facem răstigniri publice și desființări, dar address, da?
Dragă ProTV, nu ne mai distrugeți societatea. Dragă, nu știu cine acolo. Când... Era unica media, cred. Văzusem un titlu, că n-am deschis știrea. Da, mi se pare ok, dar știi de ce? Pentru că atunci când tu te adresezi personal, tu ai mult mai multe șanse. În general, eu, stai să-ți spun, eu ți, de fapt îți spun o chestie în care eu singură nu o fac. Noi la internetul grește avem înțelegere cu Andrei, că noi trebuie să abordăm nu oameni, nu chestii cu nume, dar fenomene. Uh-huh. Noi vrem să schimbăm fenomenele și tu de fapt ai abordat un fenomen. Uh-huh. Doar că dacă tu nu-i abordezi pe ei concret personal, ei nu se vor simți, ei nu se simt durerea. Uh-huh. Nu se simt vizați. Și nevoia de a schimba. Uh-huh. Înțelegi? Dar noi vrem să schimbăm. Tu doar n-ai scris asta doar pentru că tu ai vrut să arăt că tu ești tu deșteaptă și tu nu ești de acord cu acest fenomen. Tu vrei asta să dispară din spațiul categoric tău. Categoric. Adresează-te personal la ei. Unfollow la unica și la restul. Dar n-ai schimbat cu unfollow nimic. N-am ei nu au observat unfollow-ul tău. Dar dacă tu ai dat un tag și foarte politicos și drăguț, îi rogi, vreau să vă urmăresc în continuare. Eu acest sentiment dureros al meu față de calitatea contentului de pe online-ul moldovenesc, în special presă, foarte sincer recunosc, îl simt față de ceea ce face Perfecte. De ce? Pentru că mi se pare o totală irresponsabilitate față de publicul tău să-l alimentezi cu asta în fiecare zi. Nu, acolo au fost în comentarii, că așa e cererea, că e Vogue, că nu e Vogue, că e persoană publică și e interesant și dacă se dau așa titluri înseamnă că este lume care caută să citească astfel de informații. Nu, nu este lume care caută asta. Eu mă îndoiesc că cineva dimineața se trezește și vrea să caute informații despre cum una și-a înțărcat copilul. Eu nu cred că oamenii este adevărat că cele mai josnice sentimente într-un om îl fac să dea click pe conținut de acest gen. Bine, anume asta cu înțărcatul poate nu, dar în general, sunt altele, da. Da. Dar noi nu alimentăm cele mai josnice sentimente într-un om. Și știi ce vreau să zic când vorbesc de irresponsabilitate? Eu mă refer la faptul că aceste mijloace de presă, ele doar nu au intenția să migreze în altă țară unde să trăiască mai bine. Ei au intenția să rămână aici. Ei au intenția să se înconjoare cu o comunitate de oameni. Tu nu-ți dorești să ai o comunitate de oameni faini, inteligenți, conștienți, activ civic. De ce tu nu folosești vocea ta ca să crești această comunitate în jurul tău? Tu doar ai atâția zeci de mii care te urmăresc. Tu chiar crezi că toată lumea are așa intenții nobile ca tine? Dar nu e vorba de intenții nobile, e vorba de gândire sustenabilă. Bine. Tu, prin ceea ce creezi și transmiți, tu asta crești în jurul tău. Unde vrei tu să ajungi în 3, în 5 ani cu această... Iată, eu mă refer la gândire sustenabilă. Eu pun la îndoială că există astfel de obiective undeva în strategiile lor. Eu cred că mai mult se merge pe efectul imediat, pe... Dar pe noi suntem toată viața noastră am ținut cu efectul imediat. Azi am deschis business-ul, mâine de-am vrea să ne luăm apartament în profit. Din credit dacă se poate. Și dacă n-am reușit, țara e proastă, m-am dus în altă țară. Exact. Acest efect imediat, el este cel mai ușor, repede trecător, ca fitilul ăla care a ars și s-a dus. Agricultura intensivă este efectul imediat. Toate lucrurile astea care noi vrem efect imediat, ele de fapt sunt cele mai toxice și cele mai puțin inteligente. Tu spuneai pur și simplu de frustrare și eu am făcut trimitere la mesajul de ieri, pentru că în privat mi-a scris cineva că eu am scris asta din frustrare. Că eu tot încerc, poate să fiu publică și populară și eu nu reușesc și atunci n-am înțeles ce nu reușesc. Nu reușesc copiii mai mulți fac de la redacția asta ți-au scris? Nu. Personal. Dar până ce constă frustrarea? Că tu nu ți-ai încercat recent copilul? De ce trebuie să critic? Pentru că s-a înțeles despre cine vorbesc. De ce trebuie așa să critic? Pentru că nu am dreptul să critic. Asta e persoană publică, despre asta se face știre. Și atât. Nu, dar nu e problema că se face știre despre o persoană publică. Problema este despre ce este știrea. Dacă persoana aceasta publică a reușit să construiască o afacere, să creeze un proiect, a reușit să facă un fundraising, și-a propus să schimbe ceva în jurul ei, firesc că această persoană publică merită să fie la știri și despre ea merită să se facă știri. Dar faptul cu înțărcatul, cu...
influencing-ul. Mie foarte mult îmi amintește acum, deși încerc și eu să fiu acolo, că e parte din meseria mea. Mi se asociază acum foarte mult cu fabula lui Donici, cu butoaiele care vin la vale. Uh-huh. Unul e plin și altul e gol și face gălăgie. Tu ești foarte mult în online. Acolo e o parte din, hai zic, activitatea ta. Probabil, da, de acolo faci și bani. Zi-mi, te rog frumos. Tu ziceai odată că sunt foarte mulți oameni care nu, într-un interviu, că foarte mulți oameni vorbesc deși nu au ce spune. Uh-huh. Cum îți pare astăzi Instagram-ul? Și pe cine urmărești acolo? N-am timp să urmăresc, pentru că chiar realmente nu am timp. Dacă se întâmplă totuși, o urmăresc pe Natalia Pavalachi, Viața de sexolog, o urmăresc pe Elena Andronache, pentru că îmi place evoluția ei ca antreprenoare, urmăresc artiștii ai noștri, pentru că vreau să fiu la curent ce se întâmplă, urmăresc pensiuni, agricultori, producători locali, pentru că vreau să înțeleg care e starea de spirit în antreprenoriat, cum stau cu branding-ul, cum stau de comunicarea. Pentru mine ei îmi servesc case-uri pentru a evolua. Nu urmăresc pe nimeni care să-mi povestească zilnic cum s-a trezit, ce a mâncat, unde a dormit și așa. Îmi plac creatorii de conținut care vin cu recomandări faine, de exemplu. A fost undeva într-o călătorie, a adunat niște informații utile. Împărtășește-le. De ce? Mai ales că acest gen de postări generează engagement bun și ele îți cresc comunitatea, pentru că oamenii au tendința să le salveze. Mm-hmm. Iar Instagramului plac postările pe care alții consumatorii le salvează. Da. Da? Calitatea online-ului, sau mai bine zis a Instagramului, este exact așa cum ți-o designuiești tu. Cu ce te înconjori tu? Uneori, foarte, foarte rar, fac postări despre nimic. Eu n-am găsit la tine postări despre nimic. Am găsit poze frumoase, cu text poate puțin, dar nu erau despre nimic. Da, erau despre emoții. Dar nu-mi dau seama cum să postez fără nimic. Pur și simplu spui acolo patru emoji, steluță, inimioară, florișică, bombonică. Înțelege și vrei, dragă urmăritor. Ia că eu am vrut doar să amintesc că eu exist în viața ta. Eu tot încerc să urmăresc mai puțin, ca să nu dedic prea mult timp acestui instrument, dar în cazul tău îmi plăceau foarte mult cinele pe care le vedeam la voi. Da, să revin la ele? Da, foarte mult. Să știi că ele erau așa, un soi de meditație. Eu nu știam. Meditație. Dacă mi-ai scris atunci, te rog, mai postează, eu aș fi crezut. Eu o perioadă cred că nu am urmărit, da, pentru că nu mai reușeam să urmăresc și nu urmăream deloc. Și... Dai vedere în stories. În stories, da? Când tu puneai deci să revin, cinele. Să revin, da, la cinele în familie. Am înțeles. Nu, uneori eu despre mine cred mai mult sau mai bine. Eu mă iau prea tare în serios. Am auzit asta într-un interviu în care ai zis că te iei prea tare, da, în serios. Da, dar e rău asta, e rău, e foarte rău, e foarte, foarte rău. În realitate, iată, tu mi-ai spus de cine. Eu doar înțeleg foarte bine că tu nu cauți acolo rețete, că eu nu le dau. Tu cauți acolo o stare. Atmosfera. Și iată, eu o subestimez această stare. Dar ea e foarte... Eu nu știu să o formulez. Pentru mine asta este un proces ca spălatul pe dinți. Ce poate fi deosebit în a posta spălatul pe dinți? Așa e și cina mea în familie. Dar se pare că percepția față de ele e alta decât o percep eu, știi? După care, pentru mine sunt foarte prețioase ieșirile noastre ca și familie. Campingul, dormit în scurt, ce am făcut, cum am ne uitat la stele. Dar eu zic, da, asta așa e de personal, eu ori irit, ori las indiferent. Uite, eu ca și consumator, de exemplu, de Instagram, pentru că eu nu urmăresc foarte multă lume, mi-am ales, uh-huh, foarte bine, ca apoi să nu îmbruieze spațiul meu de informații. De ce îmi plăceau acest tip de conținut și atât ceea ce zici tu cu plecările voastre prin parc, la Săniuș sau, da, undeva? Pentru că eu, având și eu trei copii și cu mai puține opțiuni de distracție în Moldova sau mai puține opțiuni, eventual, nu știu, de a crea stări și din cauza oboselii și din cauza timpului și din cauza lenei altădată, când vedeam aceste stories sau când intru și văd aceste postări, apare un bec și apare și o idee la mine, știi? O chestie și de inspirație, deci, mm-hmm, nu doar de captare de emoții. Noi iarăși revenim cu tine la marketing. Undeva în subconștient, fără ca să-mi dau seama, eu cu tine împărtășesc ceva ce reprezintă pentru tine o nevoie. Nevoie, probabil, de a te inspira. Da, probabil. De la oameni look-alike,
ca în audiență, știi? Da, da, da. Eu mă uit la alții care sunt la fel, lookalike-urile, da, au copii, au nevoie să iasă din rutină, să-și distreze familia și să petreacă timp calitativ. Tu la mine, eu la tine și tot așa noi ne inspirăm unii pe alții. Exact. Deci tu să revii la conținutul ăla, că el era fain. O să revin, când o să revin în Canada, că acolo e viața mea de pensionară, cu minte relaxată, pensionară canadiană, în sens că... Am înțeles. De aia care domoală... Nata, am să fiu foarte sinceră. Eu am zile în care îmi doresc și eu să duc o viață de pensionară europeană sau... canadiană, cum vrei, în care să nu am grijă deloc. Acum tu înțelegi, deși mie îmi place acest mod de viață deocamdată, pentru că noi o să-l Dar închei. Eu nu am curaj. N-ai curaj? Să plec. Nu am curaj. Și acum deja nici nu mai pot, că am plantat vie, nu pot să-ți iei. O, e ca așa motivație. E cum să mă duc eu dacă ne-am plantat ceapă, vie, harbuj? Tu vezi cum harbuzul, vița de vie, poate schimba un destin. Harbuzul nu îl schimbă așa ca vița de vie. Da, da, înțeleg. Harbuzul e de anual. De ani trebuie... și atunci. Da, da. Fain, ești fain. Cununată. Îți dai seama, uite, tu ai plantat viță de vie, dar ea acum reprezintă rădăcinile tale. A, categoric. Mișto. Și eu încerc asta ascultă. Pentru mine acum Pohrebea, iată, e aceeași istorie. Ce o să se întâmple la Pohrebea? Pohrebea, într-un final, la etapa asta de proiect, va deveni un soi de vilă, uh-huh, de lux. Uh-huh. Râd pentru că Andrei face un spectacol de lux zilele acestea și noi, pentru noi cuvântul de lux a devenit așa un motto, dar vreau să zic că atitudinea noastră, deci noi cu Andrei nu condamnăm luxul, noi vrem totul în această țară să devină de lux. Nu, da, nu și tot. Medicina, da. Și terenurile de joacă, și blocurile nou construite, și să devină realmente de lux, nu doar scris frumos pe afiș. Las-o că acum e doar carnea și ouăle de lux, unde mai vezi, dar chiar luxul să devină lux. Noi nu doar să-l punem pentru că vrem să mimăm orgasmul, ci noi să avem orgasm de la această țară. Păi iată, vila aceasta nu va fi un loc în care să poți să vii, adică ea este preconizată, ea doi porumbei se va numi. Da, va fi undeva un cuibuleț în care tu poți să vii cu o gașcă din câteva familii cu copii și să fugi de oraș pe 3-4 zile dacă dorești, de joi măcar și până duminică, și să ai la dispoziția ta un spațiu comun de interacțiune cu dormitoare separate, uh-huh, și cu toate comoditățile de care are nevoie un om ca să se bucure de această evadare. Uh-huh. Și caiac, și bicicletă, și un fire pit afară unde se adune seara la un foc, și un cuptor în care să gătească, și grădinuță, și scrânciob, și traseu unde să te duci și ce să mai descoperi în zonă. E genul de odihnă, stil șale pe care îl trăim noi în Canada când avem timp să bronăm un șale. Noi ce facem? Noi ne adunăm trei familii, mm-hmm, pentru că e mai ieftin să partajezi costurile, ele nu sunt ieftine și mai ales în pandemie costurile au crescut enorm de mult la acest gen de odihnă. Avantajul lor care este? Este amplasat într-un loc pitoresc. Mm-hmm. Pohrebea este un loc pitoresc. Doi porumbei se află pe vârf de sat cu o priveliște extraordinar de frumoasă spre Nistru. Tu ești la o aruncătură de băzi de Nistru. Tu o să ai caiacurile tale, bicicletele tale, tu ai livadă de piersici la o aruncătură de băți, tu ai livadă de mere care produce și propriul suc, nu departe. Tu o să ai tot ce îți trebuiește ție ca să poți să te distingi și să-ți repare un pic sănătatea mentală în sânul familiei, să petreci timp calitativ cu oamenii dragi. Și asta o să te aducă mai aproape de Moldova? O să te fac să revii din Canada? Pe mine o să mă fac să revin definitiv continuarea proiectului, școala de ospitalitate, pentru că uh-huh, acolo chiar realmente e nevoie să fiu aici. Asta e studiile în care tu, asta e domeniul în care ți-ai făcut tu studiile, da, în Canada. Oarecum, pentru că eu încă vreau să mai explorez domeniul educației, să înțeleg cum se construiește o instituție educațională, știi? Încă mai am nevoie să mai fac vizite, să mă mai rog la... Tu ai terminat studiile, apropo, acolo? Eu mă tem că eu n-am să reușesc, pentru că eu nu pot să dau statistică. Din a cincea oară deja. Și pentru că nu pot să o dau, eu nu pot să absolvesc. Asta e, asta e o materie? This is my trauma. Oh. Eu pur și simplu, știi, m-am resemnat, am ajuns la un moment de reziliență și am zis ok,
și să spun acum, e că eu pot să fac asta, 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 dar statistica eu nu pot să o dau. Și nu poți să te înțelegi cu profesorul. Nu pot. Deja de 5 ori am încercat. Urmează să revin acum în toamnă și să scriu un mail la facultate și să le explic că eu de-am din anul 2014, eu sunt de 8 ani student. Și eu am ajuns la capătul studiilor și eu nu pot să-mi iau diploma. Ajutați-mă să înțeleg ce pot eu să fac dacă eu din a cincea oară nu pot să dau. Sunt curioasă ce o să-ți răspundă. Ei deja au făcut o excepție pentru mine, dar eu n-am reușit să fac față. Mie pur și simplu mi este foarte greu. Eu nu știu cum să faci și familie, și copii, și festivaluri, și mâncare, și curat, și consultanță, și tot ce vrei, și încă statistică. Am să-ți dau conturile celor influențere din Moldova care pot asta tot faci odată. A, și da? Să le întreb. Și statistică poți face? Nu știu. Dacă statistică... Uite, Artizanii Gustului, Școala de Ospitalitate din Canada, toată evoluția ta, două cărți scrise de bucate, poate undeva departe, acolo la orizont, e vreun restaurant cu stele Michelin în Moldova? Dar școala mea de ospitalitate va avea propriul restaurant pedagogic care va fi platforma studenților unde ei își vor susține examenul de absolvire a școlii sub forma unui proiect. Ei vor trebui în echipă chelnerul, somelierul, bucătarul, patiserul, brutarul să gândească proiecte creative care vor fi nu lucrări scrise plicticoase, dar creativitate, să strânești în ei creativitatea, poate și cu implicarea noilor tehnologii. Ca la restaurant pedagogic, ei să vină să-și susțină examenul. Și asta în câți ani? Depinde cât de repede îți găsesc bani. Planul meu este să fac o campanie de fundraising imensă. Internațională. Eu m-am gândit așa, că dacă la alegeri anul trecut au venit 250.000 de moldoveni și fiecare dintre ei ar merge online și ar dona 10-15 euro, eu mi-aș aduna banii de proiect. Asta e următoarea ta campanie? Da. Doar că ea este mult prea mare și complicată, ea trebuie să fie de lungă durată. Uh-huh. Eu trebuie să am planul de business, eu trebuie să am planul financiar foarte clar prezentat oamenilor. Și astea sunt chestii în proces pe care tu abia le faci. Da, cam uși termin hodină, îmi iau copchilașii, mă duc și ei aranjez la școală, la grădiniță, la așa și mă apuc să lucrez la acest plan. Tocmai ai venit cu toți copiii acasă. Da. Ei sunt la bunici și trăiești starea de fericire de plină. Fetele mele mai mari sunt cu tatăl lor. Acum, concret, astăzi se întorc din România, au fost doar ei trei. Cei mai mici sunt cu buniei. Mai mult Andrei acum mai trage. Sufăr tare. Vă vedeți la festival? Cam da, din păcate. Și dimineața când mă trezesc. Copiii au nevoie de mame împlinite, nu de mame care stau și le suflă în ureche. Asta nouă ne place așa să ne inventăm otmăști. Nu e adevărat. Dar în realitate copiii au nevoie. Copiii au nevoie și de părinți acasă. Și eu știu că noi atât de fain și mult comunicăm în Canada, că eu nu mă sunt tare vinovată că două luni din an eu nu comunic cu ei practic deloc aici. Că eu știu că eu am să recuperez. În plus, și pentru bunei, poate este o oportunitate și mai mult să fii prezent în viața lor. Uite, eu vreau să te întreb ceva, nu știu dacă e din zona prea personală, dar îndrăznesc. Pohrebea și fostul tău soț, este o legătură acolo între voi în afacere? Pentru nu. Că l-am văzut în niște imagini. Nu, noi suntem cu gospodăriile separate. Întâmplarea a fost ca el să-mi propună să fac acolo un festival, pentru că el își dorea să dezvolte această zonă. Și întâmplarea a fost ca mie să-mi placă această zonă la fel de mult și să-mi doresc și eu să fac acolo ceva, după care eu m-am gândit că într-o bună zi fetele mele mari și deștepte o să revină din când în când să mă vadă pe mine și noi cu tata lor să fim aproape și ele n-ați trebuia să cheltui timp să duc să ne vadă pe toți pe rând. Strategic ai gândit. Da. Și eu rămân în zona asta, deși te-au întrebat și alții și eu într-un interviu te-am auzit zicând că aveți cea mai frumoasă relație pe care aș putea să-și o dorească doi oameni divorțați. Cum se face o astfel de relație? Cum se construiește ea? Și te întreb asta pentru că s-ar putea printre cei care ne aud, o să ne asculte, să fie și oameni care
greu își construiesc relațiile după ce se despart. Dar ce, tu crezi că mie mi-a fost ușor? Eu nu cred că ți-a fost ușor. Eu de felul meu nu sunt ranchinoasă, dar atunci când rup cu cineva legătura, încerc să o fac radical. Am rupt-o definitiv. Deși îmi dau seama că nu este o strategie corectă de viață. Da, eu tot am rupt legătura definitiv. Dar să rupi legătura definitiv și să lași loc de bună ziua, nu sunt lucruri separate. Tu poți să rupi legătura cu cineva definitiv, nu, dar eu, de exemplu, probabil am niște probleme, pentru că eu încerc să evit omul. Dar tu ai copii comuni? Nu. Nu, nu, eu nu sunt divorțată, eu sunt Păi omul despre care sau oamenii, aici foarte mult depinde de context, ce rămâne adevărat dincolo de relația care s-a încheiat. Pentru mine scopul primar era, cunoscând atât de multe istorii urâte, ca fetele mele să crească femei împlinite și să înțeleagă că în viața lor mereu a fost și tata și mama. Pentru că eu văd ce traume și ce urmări lasă când părinții, că acum nu mă interesează că-s doi tați, două mami sau tata și mama, când părinții atât de mult și-au măsurat orgoliile încât au lipsit copiilor de sentimentul acesta de iubire din ambele părți. Și da, eu pot să nu mai am relația cu tatăl lor, dar ele trebuie să știe că ele sunt iubite în egală măsură și de mama și de tata. Ele trebuie să caute să construiască asta în viața lor. Înțelegi? Pentru că ele, prin ceea ce văd din partea noastră, pentru ele asta devine matricea vieții lor. De ce? Ce drept am eu, prin orgoliile mele rănite, să marchez viețile lor când eu aș putea face tot posibilul ca copiii mei să aibă o viață emoțională mai calitativă ca a mea? Și asta nu-i vorba că noi amăgim copiii. Ele realmente sunt iubite în egală măsură de ambii părinți. Ce se întâmplă acolo unde oamenii își măsoară orgoliile? Unul dintre părinți foarte mult lipsește. Da, e adevărat. Și mai ales că noi suntem ambii de etnii diferite. Asta înseamnă și diversitate culturală pentru ele și limbi diferite cunoscute și contact cu diferite tradiții, extinse, chestii, da. Înțelegi? Ele sunt mult mai bogate datorită acestui fapt și la un moment dat eu n-am să mai fiu, dar ele trebuie să înțeleagă că omul fericit este omul care vine de la părinți care i-au iubit. Da, de la părinți împliniți. Da. Așa că nu e deloc ușor. Nu e deloc ușor de să menții această relație. Tocmai în casă ai două adolescente. Da. Ele cum sunt? Sunt adolescente rebele? Sau sunt fete de-astea cu minți, frumoase, de vreme acasă, care bătăi de cap nu dau? Noi am avut de toate deja. Cam de tot ce se poate întâmpla la vârsta asta, la nivel de rebelitate. Eu aș vrea să cred că nu mai vină surprize. Și pentru că eu mă țin minte pe mine, eu încerc să fiu dozat de severă cu ele. Pentru că libertatea pe care am avut-o eu m-a ajutat pe mine să mă formez și să fiu cine sunt și eu cred că această libertate este extrem de importantă. Da, au dat-o în bar. Da, am avut destule. Dar ele sunt la o vârstă la care lor trebuie să le se întâmple asta. Și să vadă în mine un om care înțelege asta. Ele nu sunt busuioc de icoană, dar pentru mine sunt câteva lucruri de care eu trebuie să le păzesc. Câteva. În rest, las să încerce ce vor ele. Și să facă ce vor ele și să se manifeste cum vor ele. Și când o să vină vremea să aleagă calea spre meserie, ce o să faci? O să pui da, piciorul noi deja suntem la momentul acela. De și exemplu, ai pus piciorul în prag și ai recomandat de medicina sau dreptul? Nu. Eva, crescând în casa noastră, cu cinele noastre, din 2018, de când am rămas eu însărcinată cu noua, la noi în casă s-a schimbat macazul. Eu nu mai trăgeam tot ce trăgeam și noi am făcut o ședință în casă. Și noi le-am anunțat că din momentul acesta voi trebuie să vă asumați niște lucruri pentru că mama nu mai face față. Eu ia ca ea că trebuie să nasc și eu nu o să mă mai descurc. Și noi am împărțit sarcinile și le-am și motivat cu niște bănuți lunari. Și în felul acesta noi am rezolvat o mare nevoie. La noi în casă Eva gătește,
Sonia o ajută la ingrediente, spălatul vaselor se întâmplă pe rând și curățenia se întâmplă în fiecare săptămână cu ajutorul lor. Anume, datorită acestui fapt, Eva, de exemplu, a îndrăgit foarte mult gătitul. Uh-huh. Și în ea s-a trezit pofta de a ne surprinde. Uh-huh. Știi? Când știi că poți le faci la toți o surpriză. Faci un cake, faci niște cupcakes, faci una, alta, a treia. Și asta s-a transformat într-atât de mult încât ea la un moment dat mi-a spus că chiar vrea să meargă în acest domeniu. Tatăl său i-a spus că asta nu-i profesie și să duc în drept. Eu i-am spus că asta e profesie, nu-i drept ce spune tata. Dar, având în vedere experiența mea, eu am rugat-o foarte tare pe Eva să țină cont că ea are nevoie de competențe de management. Și că, în primul rând, ar fi minunată că i-ar plăcea ideea să facă business management și apoi să se ducă în Horeca, dacă dorește. De ce? Pentru că noi, la vârsta asta, a deciziilor destul de importante, foarte rar avem lângă noi oameni care să ne zică de unele decizii trebuie să luate cu gândul la visul unde vrei tu să ajungi în 10 ani. Și aproape sigur un om care intră în domeniul Horeca, la un moment dat începe să viseze la propria afacere, propria patiserie, propriul ceva. De ce? Pentru că tu atât aroghești pentru altcineva că la un moment dat te întrebi de ce eu nu dau această resursă pentru propria afacere. Exact. Și în momentul ăla apare întrebarea, dar eu știu să fac asta? Și să încep gafele, să încep pierderile financiare. De ce? Dacă ea ar putea să facă business management acum, să afle lucrurile cum trebuie făcute corect, să se ducă să lucreze la acolo, dincolo, la mama, la școala de ospitalitate, uh-huh. Și apoi la un moment dat, acumulând experiența și studiile într-un domeniu mai global, să-și facă propria afacere. Așa că noi, asta este planul cu Eva. Da, Sonia. De ce? Pentru că Eva la anul absolvește școala, uh-huh. Și ea urmează să decide la ce colegiu merge. În cazul Soniei, lucrurile încă sunt destul de incerte, pentru că ea este un om foarte talentat și foarte creativ, dar ea nu știe cine vrea să devină și ea, eu nu vreau foarte tare să o influențez. Am vrut vara aceasta să găsesc la Chișinău niște cursuri de design grafic. N-am găsit nimic. Ceva care să o ajute pe ea să înțeleagă. Sonia încă este indecis. Mie mi-ar plăcea să merg undeva în marketing. Uh-huh. Eu cred că acest domeniu va evolua și va rezista în pofida tuturor intemperiilor. Atâta timp cât oamenii vor avea nevoie să consume, va exista marketing. Exact. În plus că e un domeniu foarte interesant și mie mi se pare că creativitatea ei ar putea să fie de folos în acest domeniu. Dar eu voi insista să înveți neapărat o meserie de genul design grafic. Da, designul grafic cred că este o chestie tare bună și trebuie învățată. Apropo de meserii, tu, ziceam și mai devreme, prin artizanii gustului ai scos în față o meserie, da, care era absolut omisă. Uh-huh. Da? În Moldova. E importantă, da, dar scoasă din context. Da, e bucătar. Și nu contează. Proprietarul, uh-huh, contează, bucătarul mai puțin. La restaurant, da? Ce alte meserii crezi că trebuie scoase în față? În Moldova? Winemaking-ul, uh-huh, dar tot procesul. Că noi doar consumăm produsul din burcan, din sticlă. Unii din burcan, apropo. Da, dar eu vreau să văd, din prima zi, să văd procesul, să văd cum rupe mustățele, să văd ce face, cum iarna tremură când dau în primăvară ger. Eu vreau să văd asta. Mi-ar plăcea să văd mai mult procesul decât să văd pur și simplu despre cât e de bun vinul. Cred că agricultura în general în Moldova este un proces care trebuie să scos în față. Agricultura organică. Asta. Uh-huh. De asta noi facem la Calumea proiectul Agricalumea. Uh-huh. Pentru că toți oamenii vor să fie lăudați, dar noi îi lăudăm pe cei care fac lucrurile corect. Uh-huh. Și prin asta creăm poate dorința la unii să facă și ei așa corect. Uh-huh. Ce alte meserii? Meseriile reprezentative pentru Moldova. Managementul pensiunilor, managementul afacerilor din domeniul turismului. Foarte interesant. Aș vrea să văd cum este gestionat hanului Hanganu. Chiar vreau să văd. Ce face domnul Sergiu ca să, uite, să aibă cei ce are acolo. Aș vrea să îl văd pe domnul Anatol. Uh-huh, Botanu. Da, aș, uh-huh, vrea să văd cum arată ziua lui de muncă. Iată, dar iarăși și în domeniul guvernării țării aș vrea să văd.
o zi de lucru a cu da. Tare ministru. Numai că da? Eu știu că tot asta să fie făcut pentru cameră. A, exact. Din păcate. A dar făcut-o dar plăcea... Cristi Tabără, dacă ți-amintești. Ți-amintesc. Da? Dar mi-ar plăcea să văd cum arată ziua de lucru a lui Dumitru Alaiba, al lui Radu Marian, nu știu, al lui Dan Perciun, mi-ar plăcea, Maia Sandu, vreau să văd cum arată ziua ei de muncă, cum își alege hainele când știe ce urmează să aibă, apropo, și mie mi-ar plăcea cine asta. Îngrijește coafiura, aș vrea să văd cum se pregătește, vreau să văd cine o brifuiește pentru întâlniri, aș vrea să văd cum se scriu discursurile, aș vrea să văd cum merge seara obosit spre casă, aș vrea să văd cine-i faci mâncare. Mi-ar plăcea să văd cum arată ziua unui om care are atâta responsabilitate pe spatele. Și Natalia Gavriliță aș vrea să fie mai deschisă pentru oameni. Asta e despre umanizarea acestor figuri, știi? Da. Mai ales că Natalia chiar este foarte faină în viața de zi cu zi. Am auzit asta. Dar asta nu se simte absolut deloc în comunicare. Din păcate nu, la cameră nu se vedea. Da, ea trebuie, din păcate ea este nevoită să îmbrace acest costum de tough woman ca să reziste la tot ce primești în cap. Eu am auzit despre ea că este o tipă super faină. Nu o cunosc personal. Deci am auzit asta din gura oamenilor în care am încredere. Da. Dar asta la cameră nu se vede. Aș vrea să văd cum arată ziua de lucru a primăriții din primarei din Strășeni. Știu că au primară faină acolo și toată lumea o adoră. Da. E ca... Mi-ar fi interesant să văd. Un proiect televizat? Nu? Conceptualizezi nimic? Sunt bani! Veniți în coaze! Eu știu să fac lucrurile, dar eu sincer sunt așa de obosit să fac vânzări în Moldova. Sunt foarte, foarte demoralizată. Pentru că eu, dacă aș fi o antreprenoare cu bani și aș vedea niște nate care fac ceea ce fac, eu m-aș pune în rând și m-aș ruga să creez relații de lungă durată. Nimeni nu vine să tăie și să mă roage să creăm relații de lungă durată. Și eu de fiecare dată ajung să mă dau cu capul de pereți, să caut bani pentru proiectele pe care vreau să le realizez. Și la un moment dat zic, băi, da, dă un an, mai bine eu petrec timp cu copiii, că e mult prea greu. E că dacă noi am fi pe piața românească, e că acolo eu cred că ar fi tot cu totul altfel. Da, piața românească este pentru mult piața deschisă. Românească, acolo stau oamenii în rând să te primească ca să fac cu tine festivaluri. Tu știi, după IA Mania, eu am fost contactată de cineva care e în domeniul ticketingului din România și mi-a propus ei să-mi ofere serviceul ăsta și zic că ei fac parte dintr-o companie care organizează evenimente în România. Mm-hmm. Și iată, noi recent am organizat pentru Orange un eveniment de 3.000 de oameni la Romexpo, am adus acolo bar, nu știu ce, 3.000. Uh-huh. Asta eu după ea manie, unde au fost peste 15, da? Zic peste pentru că deja mi s-a comunicat din partea poliției că acolo a fost mai mult. Și eu zic, dar poți să-mi spui, te rog, aproximativ, vreau să înțeleg cu ce bugete lucrați voi? Iată, Antoldu, Electric Castle, noi de aici stăm și căscăm gura și ne lingem pe bocișor și spunem, oare la noi, când așa ceva? Uh-huh. Uite, Antoldu, 2 milioane de euro. Uite, evenimentul ăsta, 800 de mii de euro. Cred că și tu acolo cu niște sute de mii de euro. Și eu zic, nu, eu n-am văzut în viața mea așa bani. E fix asta și pe partea de comunicare, pe campanie. Deci, în România, partea de PR și comunicare se face cu bugete omenești. Uh-huh. Și aici se vrea pe nimic. Știi, dacă eu n-aș face evenimente, eu aș fi mult mai prosperă. Pentru că tot timpul ăsta care eu îl ard pentru cei ce fac aici, eu aș putea zilnic să iau 3, 4, 5 clienți consult și eu îmi fac 45.000 de euro pe lună doar din consultanță. Eu acum, de când sunt la Chișinău, eu nu mai am timp să consult oamenii. Dar pe mine consultanța mă ajută mult să îmi acumulez bani pentru proiectul din Pohrebe. Deci, eu dacă aș ști că există companie XYZ care au zis că noi cu tine vrem să lucrăm mereu, atunci eu azi decid când anul viitor va fi Iamania, când anul viitor va fi Hodina, când anul viitor va fi Balul Brazilor, iar asta înseamnă din start, creată identitatea vizuală, create evenimentele pe online, pornită de azi promovarea, de azi fundraising-ul, sponsori, parteneri, de azi lucrul la decor, toate lucrurile, având un an la dispoziție, vor arăta peste un an grozav. Dar tu îi abordezi pe ei?
Uite așa, țintit să-i abordezi. Da, dar ei încep cu mine. Eu le cer 3.000, vor să-mi dă 1.500 de euro. Asta e tare demoralizant. Sincer, adică, băi, o viață întreagă lucrez în țara asta și că așa e, să joci cu țărâita, e mai bine numai... Uite, eu sincer îți spun, la Hodina eu pur și simplu n-am mai făcut asta. Eu nu am niciun sponsor și niciun partener la Hodina. Niciunul, doar USAID Moldova, care mă ajută să aduc artista din Ucraina și câțiva artiști. Restul? N-am idei ce am să fac. Din bilete, din ce-o fi, din ce și-a mai câștigat la ea mania. Pentru mine e foarte important să precizez un detaliu. Oamenii mulți nu-l cunosc și din cauza asta fac interpretări. Tot ce facem noi prin evenimente sunt proiectele unei organizații non-guvernamentale. Non-guvernamental, asta înseamnă non-comercial. Fără profit. Eu nu pot scoate profit din această entitate juridică. Statutul unei asemenea instituții este tot ce produci, reinvestești în alte proiecte. Eu pot să-mi dau 1.000 în salarii. E bineînțeles că doar nu o să muncesc degeaba. Dar aceste salarii sunt foarte puțin pe cât eu investesc. Exact. Pentru că eu nu am de unde să-mi plătesc salarii mari. În plus, eu am o echipă de, deja am oia 12 oameni. Nu cât trebuie să iei un om care lucrează 2-3 luni la un proiect? Cum crezi tu? Cât? Exact, cum crezi tu? Cât trebuie să iei un om care lucrează 2 luni la un proiect? Poate el să iei măcar 1.000 de euro. Măcar. Măcar, da. 1.000 de euro mulți la 12. Cât e asta? Nu, dacă e după un calcul simplu, ar fi 12.000. Plus impozit. Da. Deci eu acești bani trebuie să-i produc curat ca să pot plăti acești oameni. Și asta e o rubrică mică. Eu am echipamentele care costă enorm. Artiștii pe care eu îi plătesc. Nu trebuie decorurile, să mă comand, logistica, hrănitul voluntarilor, transportul, mâncatul, comunicarea. Și... Și eu cum se explică asta pe Facebook? La Larisa Marinova, care... Înțelegi? Dar nu poți să explici nimănui asta până nu trece omul prin acest botez. Dar singur. Nu trebuie să treacă, trebuie să-și folosească capul, că de asta e dat acolo. Oh. Nu trebuie tot să treacă prin tot. Dar măcar așa să-ți pui mintea în mișcare, măcar no. Uleacă, să vrei uleac de cercetare să faci. Dar ce înseamnă ca lumea? Dar ce înseamnă statutul organizației non-guvernamentale? Eu am compania mea, SRL-ul meu, care prestează servicii de consultanță, comunicare, dar astea sunt lucruri totalmente separate. Și da, este super grozav dacă un om face profituri. Dacă cineva reușește să-și acopere costuri și să facă profituri, asta înseamnă că omul ăsta o să vrei să rămână, să continui să lucreze, să continui să activeze, să plătească taxe și impozite, ca tu, Larisa Marinova, bugetară. Să poți să-ți primești salariul de la stat și să poți mergi pe drumuri mai bune și să poți să ai medic la care să te adresezi. La noi este o atitudine așa cu multe rezerve și scepticism față de cei care fac oricare tip de antreprenoriat. Fie el și antreprenoriat social și economic și oricare. Da, pentru că el este stigmatizat de trecutul nostru, exact. În care antreprenoriatul însemna sfuri. Exact. Și datoria noastră acum a antreprenorilor să vorbim cât mai mult despre antreprenoriat, așa cum îl facem noi acum. Exact. Și care sunt avantajele, inclusiv pentru cei din jurul nostru, pentru că sunt niște avantaje, da. Pe care ei nu le înțeleg. Cum te construiești, reconstruiești după ce arzi energetic și festivalurile astea te ard bine? Cum te reîncarci după? Eu mă reîncarc înainte. Ai. Eu când știu ce mă așteaptă, eu mă duc în Portugalia cu Andrei și recuperăm acolo tot ce nu reușim să facem în doi când eu, se întâmplă festivalurile. Referitor la plecarea voastră, apropo, în Portugalia, eu vroiam să sar peste întrebarea asta, dar dacă tot ai băgat în ecuație această vacanță, am citit acolo. Te-am enervat? Nu. Nu? Nu, nu, nu. Uh-huh. Am citit acolo că, din potriva, am urmărit cu plăcere tot traseul tău în Portugalia și toate postările tale, dar am citit că este prima vacanță după o perioadă mai lungă. Da. Și că este unica modalitate să vă reconectați unul la celălalt. Fără copii, da. Fără copii, pentru că copii e un pic altfel, uh-huh. Și eu știu că e altfel cu copiii. Cum? Cum a fost? Ții pulsul pe această relație ca să fie proaspătă, să fie diversă. E greu de vorbi despre o relație de
12 ani ca despre o relație ca să fii proaspătă. Nu, când te uiți la voi la internetul grăiești, parcă ia. Proaspeți. Știi cum? Eu știu ce îi place lui. Și el știe ce îți place ție? El știe ce îmi place mie. Noi reușim foarte rar să ne oferim unul altuia asta. Dar atunci când ne oferim, foarte mult ne bucurăm și apreciem. Noi ambii suntem hedoniști. Și această plăcere sau poftă de a trăi gustos, frumos și a trăi în plăcere, o împărtășim în diferite metode. Să mergem să mâncăm gustos, să mergem să dăm din pedale în doi, să ne uităm la un film când am adormit toți copiii, să... Noi menținem această relație și prin faptul că avem internet grăiești. Știi, noi am discutat despre separare de câteva ori în ultima vreme. De iată, eu nu știu cum să dezamăgesc oamenii care la noi țin și care sunt patronii noștri și să le spun, vă știți, tata asta se termină. Eu sincer îți spun. Separare în ce sens? Separarea proiectului? În general, separare, ca în fiecare familie. Asta e după pandemie, draga mea, consecințele pandemiei. Nu numai după pandemie, adevărat că pandemia a acutizat anumite chestii, dar eu nu știu, eu țin atât de mult la câteva chestii care noi le-am făcut în doi și eu m-aș simți foarte pustită să nu le mai am. În plus, eu pur și simplu îl iubesc pe el foarte tare. Tare, îl iubesc. Pentru că e fain. Iubirea e faină? El e fain. El e fain. Da. Lucesc ochișorii. Da, pe cum? Dacă el e fain. El e fain. Și chiar e suficient să fii omul fain ca să menții flacăra asta vie? Pentru că mie îmi pare că e tare multă muncă. Asta zic și eu după o relație. Nu e suficient, am zis că de câteva ori am vorbit de separare. Nu mai suportam, nu mai vroiam, am obosit să-l dădăcesc, am obosit de anxietatea lui, de toxicitatea lui, de căutarea lui de sine. Vreau să apuc o viață în care să nu am atâta turbulență. Dar pentru mine contează, de exemplu, ca noi atunci când ne scoatem din noi tot ce s-a adunat, noi să putem imediat în minutul următor să vorbim ca doi oameni care se iubesc. Eu n-am avut parte de asta niciodată în relațiile, inclusiv în anterioară. Adică să poți simpofi de la toată negreața care ai scos-o din tine la adresa partenerului tău, imediat în minutul următor să îți deschizi ție o sticlă și să întrebi, dar vrei și tu o bere? Și așa tocmai se ducă, știi, în talpă și zice, hai. Pentru că eu dacă supărat cu mine nu vorbești. Dar el vorbește. Tu ești cea care nu vorbesc. Nu vorbesc. Și am nevoie de timp să nu vorbesc. Și să nu cauți cu mine tandrețuri și nu știu ce, că tu nu mă scoți pe mine acum așa ușor. Dacă m-ai băgat acolo, asumă-ți consecințele. Dar el te scoate. Dar el nici ce ori mă scoate. Are răbdare, mă scoate, mă întreabă, tu vrei acum să vorbim sau peste un minut? E adevărat, simțul umorului foarte mult contează într-o relație ca ea să poată fi funcțională. Când tu poți aceeași situație să o treci cu o pufnitură în râs sau, nu, hai, că n-avem încotro, de-am ne țin copchii, știi? Da, copiii? Ce, cu ei? Magda și Noa, născuți la maturitate. Cum este? Mă tem că tu aștepți ceva foarte frumos, aș auzi din gura mea, dar eu deja subiectul maternității, acum îl tratez prin prisma, gata, am închis, am pierdut cheița, nu știu unde este. Magda are o relație cu tata ei. Eu în viața ei sunt o leacă văzut ca un inamic. Ok, asta acum, e temporar probabil. Eu mă tem că asta nu e doar pentru acum, dar eu nu mă supăr pe ea, pentru că eu nu sunt așa de faină ca tatăl ei cu ea. Eu sunt cea care o să-i trag mâța pe spinare pentru multe chestii, tata o să fac fix așa, dar mai blând,
Dar e ok. I'm ok with that. Tu știi când ai mai mulți copii, poți în pași, că nu cu toți ești... Dar tu știi ce înseamnă fiicele pentru tați? Eu am citit undeva că este prima lor mare iubire. Da, dar eu o văd. E vrea smăriți cu tata ei. Normal. De fetele la un moment dat au vrut asta. Da. Noi am avut cu Magda o relație foarte tensionată. Până la un moment dat ei au început ușor, ușor să maturizeze și noi am împărțit între noi cu tatăl ei diminețele, după care am trecut numai eu pe dimineață, pentru că eu mă pot trezi dimineața și eu sunt cea care o duc la școală. Noi ne trezim la 7, începe micul dejun, boata lunch, îmbrăcatul și ea ușor m-a acceptat pe mine ca pe una acolo care o duce la școală. Mm-hmm. Dar oricum iubirea ei mare este tatăl ei. Cu noua e altfel. Iubirea e mama. E un soare pe două picioare. Cu noua e... Ai. În primul rând, eu nu vreau să mă transform în mamașca aceea care crede că copiii și ei mei frumoși. Nu, ai tăi sunt cei mai frumoși pentru tine. Asta e normal. Nu sunt. Magda, noi chiar zilele trecute vorbeam cu maică mea. Doamne, și de strașnicuță era. Doamne, cum putem eu spun poză și zic că este copilul meu. E acum s-a schimbat, a început să se transforme calitățile fizice, dar atunci era... Nu, ei nu sunt cei mai frumoși, nu sunt nici cum altfel. Eu sunt foarte zen să nu vorbesc despre copiii mei 10 ore pe zi și să mă laud și să mă mândresc cu ei și, în general, toată chestia asta cu mândritul cu copiii și cu scoaterea copiilor în față ca pe performanță. În ce constă performanța? Explicați-mi, vă rog frumos. Că fizic corpul meu a fost capabil să scoată din el alt corp? În ce este performanța mea? Care este motivul de mândrie? Bucățică ruptă din tine. De ce eu trebuie să mă bucur că din mine s-a rupt o bucățică? Toate discuțiile astea a omenirii, preocuparea mare a omenirii că gay nu, că noi nu ne putem, că ei nu se pot înmulți. Dar de ce noi trebuie să ne mulțim? Pământul ăsta de aghele gheni duși. Industria asta care trebuie să ne hrănească pe toți, pe noi, pe toți ne omoară. De ce noi trebuie să fim tot mai mulți și de ce noi ne mândrim așa de tare că ne mulțim? E că eu nu mă mândresc cu asta. Eu, pentru mine, în viața mea, asta nu este un motiv cu care eu să mă mândresc. S-a întâmplat și s-a întâmplat. Ok. Am avut capacitatea să cresc niște oameni normali, de treabă, de bun simț, cu valori? Ok. Dar asta nu este pentru mine o medalie cu care eu aș vrea să fiu, cu care eu aș vrea să fiu asociată. În cazul meu, de exemplu, bun, probabil și moștenirii, da? De idei de acasă, din generații. E chestie mai degrabă de misiune. Eu mă simt împlinită că am 3 copii. Mă simt împlinită, dar asta nu neapărat să simt toate... Eu am prieteni care nu vor să nască și bine mersi și e ok pentru ele asta. Dar eu simt o bucurie de la asta. Bun, nu etalez copiii pe internet în toată ziua. Mai scap și eu câte o poză, e adevărat. Dar eu simt că, uite, m-am împlinit prin ei. Mă simt împlinită ca și femeie care e ca și cum, știi, misiune îndeplinită aici. Da, pentru că tu în interiorul tău, în scara ta de valori, în psihicul tău de femeie, dar tu o consideri ca pe realizarea ta? Nu, nu, nu. Nu, din potrivă. Asta nu este realizarea noastră. Da. Asta e uterul nostru, ovarele noastre, sperma cuiva și fonul hormonal. Asta e bojica care a decis. Nu este mare realizare în asta, după mine. Asta nu înseamnă că trebuie toate femeile așa să considere. Nu, din potrivă, eu chiar am o problemă cu femeile care consideră că asta este misiunea lor unică în toată viața. Eu n-am o problemă cu ele. Și ele se dedică... Doar că eu nu am aceleași... Doar acestui fapt. Deci, nu... Dei, copiii tăi mi-i par drăgălași. Mulțumesc. Noua este ca un clopoțel, așa. Toți copiii sunt drăgălași. Cărlionțe. Cât sunt copiii, toți sunt drăgălași, ca și motănașii. Exact, exact. ca și motănașii. Tu ai zis de bojica și eu știu că tu nu ai o relație apropiată cu biserica. Eu știu asta. Noi am avut și o discuție cu mulți ani în urmă. Dar de ce tu l-ai pus pe bojica într-o discuție cu biserica? Nu l-am pus, pentru că eu nu cred că Dumnezeu și biserica merg întotdeauna în aceeași direcție. Din potrivă. Dar eu am o relație... Cu biserica?
Eu cred că noi am mai avut discuția asta și eu ți-am zis că am pe cineva din familie care este apropiat în biserică și eu știu că intențiile lui sunt foarte oneste în sensul ăsta, dar eu nu admit și susțin tot ceea ce face biserica, pentru că și biserica, apropo, comunică prost și lui tot îi zic de multe ori, comunică prost biserica, inclusiv lucrurile bune care le fac, ei fac și lucruri bune. Da. Dar eu am o relație specială cu Dumnezeu, eu cred foarte mult în Dumnezeu. Tu? Dar ce înseamnă să crezi foarte mult și relația cu Dumnezeu asta, ce, Dumnezeu fiind ce pentru tine? O forță a Universului, pe care nu o văd, dar pe care o simt. O, da. O simt și când e rău, când e de rău, și o simt și când e de bine. Da. Eu foarte tare cred în Dumnezeu, dacă este vorba despre așa o atitudine și așa o percepție. Numai că eu nu consider că asta este o divinitate în fața cărei eu trebuie să mă închin. Eu cred că eu sunt purtătoare de Dumnezeu, ca și tine și ca și fiecare om pe pământ. Și eu această cred că Dumnezeu este forță suflet imensă care guvernează cu Universul, ea se transpune prin fiecare dintre noi. Eu sunt o manifestare. Tu ești o manifestare. Și toți oamenii sunt manifestare. Asta este manifestare. Toți, și buni și răi. Pentru că Dumnezeu ăsta nu este un nene cu barbă, da, și cu ochii albaștri. Cu, dar absolut toți sunt manifestarea lui. De asta și se spune că iubește-ți aproapele. Nu doar nu spune iubește-l pe creștinul de alături sau iubește-l pe heterosexualul de alături sau iubește-l pe femeie care a făcut 8 copii de alături. Iubește-ți aproapele, pentru că aproapele este manifestarea mea cum ești și tu. Asta eu așa percep, dar iarăși eu n-am... Am avut vreo câteva tentative de a citi Biblia și am înțeles că Sori Pațani outdated for me. Da, ai întâlnit preoți care sunt promotorii lui Dumnezeu? Preoții sunt promotorii lui Dumnezeu, nu? Nu cred. Cum nu? Unii sunt doar de fațetă, cred. Promotori? Nu, toți oamenii care aleg această meserie devin ambasadorii lui. Ambasadorii brandului. Ambasadorii influencerului. El e influencer, de fapt. El este, pentru creștini, cel mai important influencer. Și influencerul ăsta are alți influenceri care transmit mai departe mesajul. Preoți influenceri avem? Da. Da, avem. Numai că eu aș vrea ca ei să fie influenceri mai ales atunci când cei din breasla lor greșesc. Dar ei atunci iau apă în gură și spun că nu există pădure fără uscături. Ce ar trebui să fac? Ce ar trebui să condamne să fac? Violența, să condamne discriminarea, să condamne lăcomia, să condamne tot ceea ce compromite acest cult religios. Dar pentru că eu nu mă simt apartenentă la el, fiind și botezată și cununată și nu știu și, îi pot să fac și vor ei. Da, dar ei influențează și educ într-un fel. Eu ar vrea ei mai mult să educe. Și în general, mai ales în timpurile în care noi trăim, când sănătatea mentală a oamenilor este atât de afectată, mi-ar plăcea să se schimbe la față și biserica, să se updateze, să se adapteze, neconsiderând asta o trădare a valorilor, dar dimpotrivă o adaptare la noile valori, să transforme bisericile în centre comunitare în care omul poate să-și găsească consiliere, în care omul poate să meargă în primul rând să caute ajutor, în care să avem educație, inclusiv sexuală, să... Eu asta aș vrea să se întâmple, pentru că eu să devin unul dintre cei mai importanți influenceri pentru biserică. Eu aș vrea să vorbesc despre biserică ca despre o chestie la care noi toți trebuie să aderăm într-un fel sau altul, fie prin crowdfunding, fie prin susținere de orice gen, dar numai cu o condiție. Ca să nu mai văd acolo homofobi, să nu mai văd acolo oameni care au ales o viață ascetică și care, de fapt, sunt lacomi și bogați și mai bogați decât enoreașii, care propovăduiesc orice gen de iubire
și să nu aud niciun gram de politică, care egalează femeia cu bărbatul și anulează altarele astea, care, scuzați-vă rog, care încetează să sfideze normele de igienă și să hrănească toți oamenii cu o linguriță. Sunt niște lucruri elementare pe care aș vrea să le văd să se schimbe și atunci eu îmi voi deschide inima înapoi față de ceea ce se numește biserică. Și în momentele dificile pentru o națiune să devină o forță de coeziune socială, de chemare la iubire. Noi avem nevoie de coeziune socială, apropo. Da, și biserica ar putea face lucrul acesta, pentru că ea deja are urmăritori fideli, followeri, atunci când s-a întâlnit, crească. Atunci când s-a întâlnit reprezentanții bisericii noastre, s-au întâlnit cu Maia Sandu, crezi că a fost un prim pas ca să se schimbe și ei la fapt? Nu. Nu. Ei sunt în momentul ăsta oamenii care conduc cu această rețea. Ei nu au cum să aducă aceste schimbări. Eu vreau ca biserica să plătească impozite. Eu vreau să văd transparență financiară. Eu vreau să văd rapoarte. Noi nu o să vedem nimic din toate astea atâta timp cât acești oameni vor fi acolo, de-al de Vladica și Marchel și tot așa mai eu departe. Eu nu sunt documentată ce se întâmplă în afară, în biserică. În Canada? Noi primim scrisoare prin poștă. De la biserica din vecinătate, care ne anunță câți bani a adunat anul trecut, pe ce s-au cheltuit acești bani, ce vor să facă mai departe și cum am putea să contribuim. Contribuie acolo? Nu. Nu, dar eu nu pot să contribui, doar știi tot ce e legat de suflet, asta trebuie să rezonezi cu asta, să simți parte din asta. Acolo bisericile noastre creștin-ortodoxe sunt mult mai puține în câteva regiuni, dar acolo e și istorică și la noi, în mare parte. Deși, iarăși, urăsc să generalizez. Despre ce n-am vorbit? Și ai vrea să vorbim? Eu, sincer, mă gândesc unde îți bagi tu atâta material? Noi atât de mult am vorbit cu tine. Mai las și pentru alții, Natalia. La ce ești gata să renunți oricând? Și din potrivă, la ce n-ai fi gata să renunți niciodată? De nevoie sau presată de circunstanțe? Nu. Sau proprie alegere. Să renunț. Nu vreau să renunț la nimic. De ce să renunț? Ok, la ce ești gata să renunți oricând și să o iei de la capăt? La tot ce am construit până acum. Sunt gata să renunț și să o iau de la capăt. Poate chiar mai bine aș face. Ca să fii fericit, îți trebuie mulți bani. Îți trebuie fix atâția bani cât îți poți duce în spate. Mulți bani înseamnă multe probleme. Doar mulți bani, tu îți dai seama, muia, mai ales în tot criza asta. Și fac oamenii cu mulți bani. Atenși acolo. Da, eu cred că ei sunt foarte deranjați. Eu mă uit în fondurile de investiții în care am pus niște sume și mă întunic la față. Da, păi la mine acolo sunt ca piși pe lângă și au oamenii cu mulți bani. Cum îi rezist să vadă câți bani pierd acum? Cât mai stai în Moldova? Plec curând, dar voi reveni în octombrie. După care voi fi tot mai mult pe aici. Da? Asta înseamnă ceva promițător? Să revii? Da, eu, eu cam ne-am luat porția de Canada. Gata. Odată mi-ai zis că dacă te întorci, te întorci undeva prin Europa, la un loc mai cald doar, dar nu neapărat Moldova. Știi, eu recent am văzut un mesaj pe un tricou la un băiat. Blooming where I was planted. Și eu tare m-am regăsit și am rezonat cu acest mesaj, pentru că eu realmente cred că ființa umană poate înflori cel mai bine acolo unde a fost semănată. Dar dacă este dezrădăcinată, cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Dacă ești dezrădăcinat târziu, ca un pom, nu mai rodești. Poți să rodești, dar o să-ți ia foarte mult timp să te recuperești, să te pui pe picioare. Eu niciodată n-am plecat cu gândul de a pleca așa arde și eu tot timpul am spus lucrul ăsta arde podurile. Eu am avut un plan foarte concret.
rateul statisticii mele din a cincea oară m-a făcut să înțeleg că eu nu mai vreau să cheltui acest timp iar pe statistică, dar studiile care eu le-am făcut deja, eu le reușesc să le monetizez prin consultanță. Respectiv, eu cam de la Canada mi-am luat tot ce am vrut. Și mai ales ne-am dat copiilor mei posibilitatea să își deschidă orizonturile. Andrei nu este împotrivă noi să revenim. Eu nu sunt împotrivă să revenim. Dacă actualul vector pro-european al țării se menține și acest război nu o să ne atingă atât de strașnic încât să-ți fie frică să fii aici, eu aș fi fericită să revin acasă. Eu îți mulțumesc. Nu facem încheiere din nu asta facem. Poetică nu pentru facem. Că și introducerea a fost ca și întâlnirea mea cu tine la, cu patronii ca lumea. Da. Ad hoc a fost. Mm-hmm. Eu doar pot să zic că îți dărui cu plăcere un tricou Wonderful Woman. Așa. Și tu chiar ești o femeie wonderful. Mulțumesc. Sper că ești... Da, ce sper? Eu aș vrea să cred că ești sinceră. Și nu o spui doar pentru că am venit la tine la podcast. Nu. Și îți doresc ce-mi doresc. Să ne creștem unii pe alții și să ne bucurăm de succesele ale noastre, pentru că bucuria pentru succesul altuia este cea mai bună dovadă a propriei prosperități. Absolut. Și spirituale și mentale. Și este confirmarea maturității depline. Atunci când apuci să te bucuri pentru aproapele tău, uh-huh, sau pentru cel mai îndepărtat, nu contează. Dar te bucuri cu sinceritate pentru ceea ce faci. Iar eu, absolut fără flătări, am să zic că mă bucur tare mult că există oameni ca tine care creează curente. Și n-am să zic trenduri, că trenduri așa e mai fițos. Curente. Curente care schimbă mentalități. Și eu nu în zadar am trecut în revistă cam tot ceea ce ai reușit, ai puțin din tot ceea ce ai făcut tu. Tu ai făcut antreprenoriat și pentru mai mici cu burtici și ai mai făcut ce ai mai făcut de-a lungul vieții. Și asta este uimitor. Pe de o parte foarte mult, pe de altă parte e și cu un impact enorm. Și asta trebuie spus și povestit. Pentru că sunt femei care n-au curaj să facă asta, care scramponează niște destini din astea de la 8 la 9, de la 8 la 6 la birou și atât, și nu vor să iasă dincolo de zona de confort. Dar eu îmi doresc mai multe femei să facă aceste acțiuni de curaj, să devină primărițe, să facă antreprenoriat, să facă evenimente, să exceleze meseriile lor cu mult curaj. Iar tu ești un model. Mulțumesc! Și n-am zis-o asta pentru că ai venit la podcast, că eu știu că lumea te cheamă la podcast că o să faci trafic, uh-huh, și eu tot sper să-ți fac o leac de trafic, nu? Hai să fim sinceri. Băi, sunt foarte sincer. Da, păi spune. Da. Așa. Dar a fost și cu intenții bune, să știi. Mersi, tu ai avut răbdare să nu te grăbești nicăieri. În podcasturi totuși vrei să ai o durată cât de cât rezonabilă, câți oamenii vor rezista să se uite la tine. Și vreau să mai spun o chestie. Iată, tu ai pornit podcast. Eu așa și nu l-am pornit. Tu, în schimb, faci festivaluri. Și, și cred că... m-ai motivat să nu mai amân. Foarte mic. Trebuie de făcut lucrurile, pentru că dacă oamenii găsesc resurse să le facă înaintea ta, astea sunt motivații. Eu la tine am auzit în podcast, la Galben cred că ai zis, că aici și acum. Da. Păi aici și acum.